Liceul de Arte Marin Sorescu este gazda proiectului european Erasmus Plus Young Citizens of Europe. În cadrul acestuia, 40 de elevi din 6 țări au posibilitatea să vadă cum se predă în școlile românești și să afle tradițiile și obiceiurile românești. Au avut loc o serie întreagă de lecții interactive, predate și de profesorii noștri de la școala noastră, dar și două doamne profesori, una din Finlanda, cealaltă din Polonia. Un fel de lecții interactive de predare a limbii engleze, de exemplu, dar și o serie de activități la atelierele de ceramică și pictură, unde cred că, într-adevăr, au fost cei mai încântați. Din ce țări? Bulgaria, Croația, Italia, Finlanda, Polonia și Turcia. Aproximativ 700 de elevi de gimnaziu și 140 de profesori din cele 7 țări au fost implicați în acest proiect pe parcursul celor 2 ani. Întâlnirea se va încheia vineri 13 noiembrie cu vernisajul expoziției comune European Values la ora 10:30 și concertul pregătit de elevii și profesorii Liceului de Arte Marin Sorescu la ora 11:30.